Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu? Ionuț Radu. Ionuț Radu, văd că... Cred că sunteți cel mai în măsură să-l lămuriți. Ionuț Radu, de când am venit eu la echipă, el nu a făcut antrenament cu echipa. Nu știu dacă a făcut două antrenamente. Restul, ba a avut probleme, l-a durut abdomenul, ba întindere, ba alte probleme medicale. Atitudinea lui nu mi-a plăcut, pentru că nu mi-a dat niciun semnal că ar vrea să facă, să muncească, să lucreze, să antreneze. Întotdeauna căuta un alibi să nu facă antrenament. Și m-a deranjat acest lucru și comportamentul lui, care l-am mai auzit eu și l-am confirmat anumiți oameni în viața de zi cu zi. Și în situația asta am căutat să eliminăm jucătorii și voi căuta în continuare să eliminăm jucătorii care nu vor să facă fotbal cu adevărat. Fotbala fără frecvență nu putem face.